Îmi dai buzele! Hai, hai, dragul mi se ciobănesc, turudum, turudum, dum, dum, dum. Hai, hai, codrilor să le doinesc, turudum, turudum, dum, dum, dum. Dar aș ciobăni mai bine, dum, dum, turudum, turudum, dum. De-ar fi ce mândră cu mine, dum, dum, turudum, dum. Sara lângă foc, cu mândruța pe cojoc, să-i cândim fluier de dor și să o leagă pe picior. Hai, hai, cât-i mândra de micuță, durudum, durudum, dum, dum, dum. Hai, hai, mi-aș lua-o de băciță, durudum, durudum, dum, dum, dum. Fac o balmă și jintiță, dum, dum. Doamne, vara lungă, să stau cu mândra la strungă. Eu s-o-mi văz la ciobănit, ia pe mine la iubit! Da, foarte frumos, ne-am bucurat într-adevăr pentru că avem alături de noi o voce frumoasă, avem un tânăr foarte serios, foarte muncitor, care iată ce repertoriu extraordinar și-a ales. Și intrăm acum în legătură telefonică cu cineva foarte drag mie, cu siguranță foarte drag și invitatului nostru. Aș fi vrut să fie o surpriză pentru el și sper așa să fie. Bună seara, doamna Marioara Murărescu! Bună seara! Bună seara! Mă bucur că ai asemenea invitat, Maria. Și eu și mai ales mă bucur din suflet că împreună să vă avem pe dumneavoastră alături de noi și alături de clujeni în această seară. Cu tot dragul și aș vrea să cred că peste tot unde sunt oameni de care m-am legat sufletește, sunt și eu o picătură acolo. Sunteți foarte multe picături, sunteți un ocean de picături. Doamna Aurora, vă mulțumesc foarte mult, mi-ați făcut o surpriză extraordinară. Dumnezeu să vă dea multă sănătate, multă putere de muncă, să puteți să mai ajutați tinerii, cum ați ajutat și pe mine. Vă mulțumesc din suflet. Și ție să-ți dea Dumnezeu putere și să ai succes, să reușești să ajungi la inima oamenilor, așa cum ai început deja. Vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte frumoase. Știți cu ce? Tot dragul și succes și în noul drum pe care îl ai acum, succes la facultate. Mulțumesc mult! Știți ce emoționați? Suntem amândoi și cred că toată lumea ne înțelege. Nu e ușor lucru să fim chiar în legătură telefonică cu dumneavoastră, cea care de peste 20 de ani, de acum 25 deja, păstoriți folclorul românesc. Atât de multe nume celebre au trecut prin emisiunea dumneavoastră și atât de multe nume își doresc să fie prezente în emisiunea dumneavoastră. Poate emoția mea acum este în plus, pentru că de numele lui Ovidiu ne leagă, pe mine cel puțin, un festival pe care l-am dorit creat aici acasă la Ion Cristoreanu. Este primul laureat cu locul întâi la acest festival atunci când dumneavoastră, așa ca la celelalte ediții, ați fost președinte al juriului. Da, a reușit Ovidiu să se impună, deși era foarte, foarte mititel. Eram cel mai tânăr dintre concurenții, mi-amintesc că aveam niște emoții extra. Așa cum ai fost și foarte tânăr, ai obținut premiul cel mare la Festivalul Felician Fărcaș, la Brad. Da, așa este. Și asta înseamnă că personalitățile care au fost în juriu au apreciat calitățile tale și au avut mare încredere. Mare încredere. Iată că pe parcurs această încredere vine să se confirme
și mă bucur din suflet că nu ne-am înșelat. Ați avut o mână foarte bună, așa cum s-a demonstrat și în cazul altor tineri care au trecut prin moștenitorii, chiar prin muguri de tezaur, cum e și cazul laureaților de la Cluj din martie, clujenilor noștri tineri care, să sperăm, ei își doresc foarte mult și noi le urăm să reușească pe acest drum. Da, e mare lucru să își urmeze drumul cu seriozitate. Și mă gândesc la Ovidiu, dacă a obținut mari premii în festivaluri care, iată, poartă numele lui Cristoreanu, lui Felician Fărcașu, asta a fost cumva un îndemn pentru el să studieze repertoriul vechi și să îi dea o nouă viață. Asta e foarte important. Da. Da. Cu certitudine el va face acest lucru, pentru că în primul rând are lângă el oameni care să-l sfătuiască, oameni de care să țină seamă, și are calitățile pe care dumneavoastră le-ați descoperit și iată, împreună, întotdeauna în echipă, se merge mai departe și se face foarte bine. Da, nu trebuie să lăsăm deoparte și acel bun simț, acea bună creștere cu care a venit de acasă, pentru că Ovidiu a fost crescut frumos, a fost crescut respectuos și iată, vine să-și pună în valoare calitățile pe care i le-a dat Dumnezeu cu bun simț, cu mare respect pentru public, pentru toți cei din jur. Și asta e foarte important. Eu sper ca vremea și mai ales succesul să nu-l schimbe. Mă va schimba, doamna Aurora. A făcut o promisiune și cred că mai întâi de toate și-a făcut și lui atunci când a pornit la drum și avându-vă pe dumneavoastră alături, având oameni care țin la ceea ce iubește și Ovidiu, cu siguranță va merge mai departe așa cum trebuie. Da, el trebuie să nu uite că succesele lui sunt cea mai mare bucurie pentru părinți și pentru cei care i-au fost ca părinți și pe drumul acesta. Fără îndoială va fi așa cum fiecare dintre noi ne dorim, așa cum își dorește și el și, ce să spun, cu toții îi urăm să-i ajute Dumnezeu să-și împlinească toate visele, toate proiectele lui să fie la un moment dat realizări certe. Toate gândurile bune pentru telespectatorii clujeni, pentru iubitorii de folclor și dacă am un regret, am regretul că sunt așa departe. Să știți că și noi atât de mult am dorit să fim mai aproape și chiar voiam să vă spun că din martie a trecut destul de multă vreme, atât de multă încât să am convingerea că spectatorilor, telespectatorilor clujeni, le e dor de dumneavoastră. Cred și sper că le este dor de folclorul adevărat. În orice caz, cu prima ocazie când dumneavoastră veți mai trece pe la Cluj, sunteți invitata noastră, invitata emisiunii cu toată dragostea. Știți că aici sunteți ca acasă, pentru că noi știm să vă primim așa cum meritați. Am vrea, de altfel, să credem că putem să vă primim așa cum meritați. Păi, dar acolo e puiul de tezaur, nu? Mulțumesc din suflet! Acest pui de tezaur tocmai face 5 ani și nu s-ar fi întâmplat așa dacă nu v-aș fi avut alături. Păi mulți înainte să ajungeți cât tezaur. O să dea Dumnezeu și dumneavoastră să reușiți să vă bucurați de fiecare an pe care îl vom face împreună. Vă doresc succes și tot binele. Mulțumim. Și să vă fie viața însoțită de cântec. Mulțumim mult de tot. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc din suflet pentru această surpriză minunată, doamna Aurora. Vă pup. Și noi vă pupăm și vă mulțumim mult de tot, urări de bine tuturor celor dragi și în special tânărului membru al familiei Andrei. Vă mulțumim tuturor că existați și vă pupăm și noi. O seară frumoasă și din nou cânte cu Ovidiu Homorodean. Haideți să-l ascultăm mai departe, mulțumindu-i, bineînțeles, doamnei Marioara Murărescu pentru o surpriză. Thank you.
și n-am luat în seamă. La 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 la. Inima mie nu mă rane. La 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 la. Cine în dragoste mai crede? La 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 la. N-ar mai călca iarbă verde. La 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 la. Nici verde, nici fâin uscat. La 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 la. Numai pe pământ crăpat. La 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 la. Ce te-ai pulbere în vânt, la 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 la. Să nu mai calci pe pământ, la 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 la. Fă ce te-ai pulbere în vânt, la 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 la. Să nu mai calci pe pământ, la 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 la. Ți-au trecut emoțiile? Da. Am vrut să cânti imediat pentru că efectiv îți simțeam emoția și te rog să mă crezi că nici eu n-am fost lipsită de emoții. Așa este vocea doamnei Mărăre Mărărescu, ne dă emoții, ne unge la suflet. Și ne creează în același timp o stare în care, nu știu, ne simțim mai responsabili, parcă, decât în orice alt moment. Da, e un privilegiu să ne aflăm în prezența domniei sale, chiar și la telefon, și e un noroc. Până la urmă, așa cum spune românul, e un noroc și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Reușește, e un om care reușește încă să țină în frâu ceea ce altfel poate că s-ar fi denaturat. Îți o ține Dumnezeu să țină frâul sus. Da. Pentru toți cei care sunteți împreună cu noi, pentru toți cei care aveți momente speciale în familie, aveți zile de naștere sau orice alt eveniment, emisiunea noastră Dar de Suflet pentru dumneavoastră, și dacă și printre colegii noștri se află sărbătoriți, eu îi felicit, le spun la mulți ani din toată inima și așa cum și pentru dumneavoastră de fiecare dată avem un gând bun, și pentru ei nu pot decât să mă bucur, să le urez toate cele bune și să dea Dumnezeu să constituim cât mai mult o echipă. O echipă care să vă dorească dumneavoastră lucruri de care să vă bucurați. Avem întotdeauna în cadrul unei emisiuni care se vrea echilibrată și cât de cât bine realizată, pe lângă folclorul muzical și folclor instrumental. În această seară aș vrea să fii de acord, Ovidiu, să dăruim clujenilor și folclor instrumental în interpretarea domnului Dumitru Dobrican, melodii frumoase din Maramureș, interpretate la Taragod de Dumitru Dobrican.